Deschiderea oficială a celei de-a 47-a ediție a sărbătorii dedicate peșterii Topolnița a avut loc la ora 14, în prezența autorităților locale și județene. Evenimentul a debutat cu tradiționalul concurs de degustat cea mai bună țuică de cireșe. Îi dăm dopul jos? Ia că-i plină! O, Doamne! Să o gust eu? Păi dacă o gust eu, după aia să alege praf. Hai să o gust eu! Băi, tată, unii cazanul, că spune... Gândindu-mă la vârsta de 47 de ani de sărbătoare, mă gândesc la faptul că poate avem printre noi oameni care n-au această vârstă. Sărbătoarea este una de suflet pentru oamenii locului, este una de suflet pentru toți mehedințenii. Această sărbătoare, Peștera Topolnița, se află la cea de-a 47-a ediție și constă în următorul program. Așa cum spuneam și înainte, este vizitarea peșterii, care de la orele 10 până la orele 13, după care deschiderea oficială, concursul cea mai bună țuică de cireașă, ansamblu Danubius și formații locale. După aceea, hora satului cu fanfara locală. Evenimentul organizat la ieșirea din localitatea Cireșu în Poiana dinspre Peștera Topolnița a strâns peste 2000 de persoane venite din toate colțurile mehedințiului. Încă de cum au ajuns la fața locului, oamenii au încercat să profite din plin de sărbătoare. Au pus sucul sau berea la rece, au încins grătarele și au început să petreacă. Facem mici, facem friptură de porc, facem de tot. Ce a spus pe grătar? Carne de pui, mici și ce avem? Aripioare? Astea. O bere rece? Nu, bere, că nu suntem contra alcool. Atunci un suc. Un suc. Ne simțim foarte bine. Am venit de canicula de la Severin, am venit puțin la iarbă verde să ne simțim bine. În familie, e sărbătoare mare astăzi, la iarbă verde, la un grătar, la un mic, la o bere, e foarte bine, ne simțim bine. Evenimentul a fost motiv de bucurie și pentru comercianții care au încercat să profite de mulțime pentru a-și rotunji veniturile. Avem mititei, avem cârnăjări, avem cârnații, toți acolo avem și frigărui, peștișori, cartofi, bere rece, sucuri reci, bună voință, mese la umbră și la soare. Tot ce doresc clienții noi avem, bună voință să fie! Sărbătoarea se va încheia târziu în noapte pentru că localnicii vor petrece pe acorduri populare la hora satului.